Preasfințite episcop Virgil Bercea, stimate oficialități, preacucernici părinți, dragi careieni, în 1879, în 30 august, cum ați auzit, s-a născut Aurel Pop, dar înainte cu o zi s-a născut Odi Endre, la câțiva kilometri. În acest mic parc, noi careieni am reușit să edificăm pentru Károly Gáspár, traducătorul Bibliei în limba maghiară, unde este acea Biblie, Kovko Morghi, care a fost contemporan cu Aurel Pop, Odi Endre, Otilia Marchis, mai încolo, și Aurel Pop azi. Eu cred că noi careni cinstim oamenii de seamă născuți în această zonă. Vin din diverse culturi, dar toți știm că au fost prieteni. Mai trebuie să remarc și faptul că Aurel Pop a fost cel care a umblat și a reușit să înființeze, adică să reabiliteze casa unde s-a născut Odi Endre și s-a făcut casa memorială. Acești oameni, dacă studiem un pic ce au făcut, se vede că făceau parte din elita, dintre elitele acelei vremi. Toți au fost oameni învățați. Eu nu cred că a fost chiar așa sărac Aurel Pop sau familia, dacă mama, care a rămas văduvă, soțul murind la 36 de ani, cei patru băieți toți au făcut școală, unul a devenit profesor de română, celălalt pictor, avocat, respectiv bancher. Chiar unul din familia lor, care a trăit în Odoreu, Octavian Pop, a fost chiar bogat, a fost cel mai bogat om din Odoreu. Și el a construit împreună cu familia capela greco-catolică de la cimitirul de lângă gară. O capelă foarte frumoasă, unde de altfel sunt îngropați membrii familiei Pop. Pe scurt, cred că cei care ne-am adunat aici cinstim memoria lor și suntem mândri că suntem careieni. Mulțumesc în primul rând că ați venit și sper că va fi o zi foarte frumoasă pentru noi. Vă mulțumesc!